Dragi copii, astăzi am să vă citesc o poezie din această carte, Împăratul Copil. Poezie care copiilor, ca voi, le place foarte mult, e foarte amuzantă, se numește Măgarul la conservator. E un fel de fabulă. Într-un sat al cărui nume l-am uitat din întâmplare, un măgar uimea poporul cu o nobilă cântare. S-auzea până departe, cale de vreo 9 poște, când cu glasul său măgarul încânta întreaga obște. Oamenii veneau grămadă, lângă el să-l asculte și îndată urecheatul reușea să-i încânte. Fremăta de mulțumire toată partea femeiască. Chiar și popa de uimire era să se prăpădească. Probele au fost cumplite. Nu, stați un pic, am sărit. Toată partea femeiască. Un moșnac cu plete de albe, Dumnezeu de sus păzească-l, prețuindu-l fără seamă, i-a urat să ajungă dascăl, adică ajutorul preotului, da? Un străin cu haine scumpe, ce venise cu o trăsură, a rămas în pragul ușii minunat peste măsură. Domnilor, a zis acesta, oameni buni, îl iau cu mine, ca să învețe cu profesor la conservator mai bine. Rudele au stat pe gândul întrebându-se de zor. Ce-o fi aia, cum îi zice, nu o fi un abator? În final, măgarul nostru, urmărit de toți cu fană, a plecat să studieze muzica în capitală. Probele au fost cumplite. I-au adus o partitură și l-au pus să cânte dată melodia doar din gură. Fii atent, îi zice unul. Sunetul rotund să fie. Nu-i ușor să faci măgarul cântăreț de meserie. Cât a plâns în seara aceea, măgărușul cântător. Vai de mine și de mine, ce limbaj dezgustător! Clarinetul și oboiul l-au cam înțepat la limbă. Apoi reuși copita într-o harpă să-și o prindă. Speria să nu transforme stângăgia în cataclism, toți profesorii din școală îi grăiesc cu pesimism. Tinere, să-ți faci bagajul. Pleacă iute și ne lasă. Ne va urmări de apururi amintirea ta frumoasă. Măgărușul cu tristețe ne răspunde. Omenește, între ghilimele, pentru că nu era om, am făcut tot ce se poate. Orice cântăreț greșește. Am să plec la mine în satul, unde oamenii, știți bine, n-au nevoie de maestri. Ei mă prețuiesc pe mine. Asta a fost poezia. Poezie din cartea Împăratul Copil. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile voastre. Sunt mai multe poezii acolo. Puteți să